în Republica Moldova, timpul s-a oprit în loc. Parcă am rămas în 1991. Aceleași probleme și aceeași stare de disperare și deznădejde pentru ziua de mâine. Doar că după 25 de ani de minciuni, promisiuni de șarte și hoții astronomice, produsul intern brut de astăzi este mai mic decât cel de atunci. Nu avem astăzi ce sărbători, decât un sfert de secol de eșecuri. Oamenilor nu le arde de parade și focuri de artificii, când nu au cu ce își cumpăra medicamente și cu ce plăti facturile. Mă adresez către guvernanți, către cei care pe 27 august vor ține la tribună discursuri elogioase, cinice și perfide despre cât de bine trăim. Vă îndemn să faceți un bine oamenilor și la 25 de ani de la independență să vă dați cu toții demisia. O să trăim mai bine fără voi, o să răsuflăm mai ușor când o să vă luați mâna de la gura oamenilor și din buzunarul lor.